faptul că din lipsa de copii am s-au unit, s-au dus copiii la școala gimnazială Călugăreni. Acest spațiu, monument istoric, aflat într-un proces de degradare, m-am gândit să-i dăm o nouă utilitate. Am zis că e un spațiu destinat valorilor și tradițiilor locale, în care, cu sprijinul cetățenilor, am reușit să adunăm diferite lucruri meșteșugărești, că am păstrat și o parte din infrastructura școlară, cea care ne-a caracterizat în perioada de înainte de 90, astfel încât să putem să o menținem în viață și, de ce nu, să facem un arc peste timp, astfel încât nepoții noștri să vadă perioada în care noi, bunicii noștri, au activat pe zona, în zona locală. Sunt obiecte adunate din gospodările de pe raza comunii. Oamenii au reacționat foarte bine, cărora le mulțumesc. Încă mai sunt obiecte în așteptare. Astea sunt cele care am putut noi să le recondiționăm, astfel încât să creăm un anumit ambient care peste timp sperăm noi să fie apreciat. Veți încerca să mai adunați obiecte din sat? Cu siguranță, cu siguranță. Odată ce am plecat la acest drum, cu siguranță acest spațiu va fi utilat cu tot ce găsim noi din zona locală. Oamenii sunt receptivi? Vor să doneze? Sunt foarte receptivi, ceea ce mă bucură. Își doresc foarte mult ca obiectele donate să fie inscripționate, astfel încât cei care lor privi la o anumită perioadă de timp să știe cine și ce au locuit sau cine au locuit în această zonă.